Folosește codul ZAPI pe G2A pentru a obține o reducere cât ai zice NIEZ. Te-ai spăriat, nu? Audi oricine ați fi, dragii mei, și mersi că ați dat click pe clipul ăsta. Nu o să regretați. Având în vedere că ați fost niște abonați foarte, foarte activi în ultima vreme, am stat, m-am gândit și meritați o răsplată pe măsură. Cei de la PC Coolers m-au înzestrat cu bucățile astea două foarte șmechere, dintre care un SteelSeries Rival 310 mouse de gaming și un SteelSeries Sensei 310, încă un mouse de gaming. Și voi aveți șansa să îl câștigați pe ăsta, pe Rival 310-le. Ce trebuie să faceți? Foarte simplu, numai lăsați un comentariu la clip. Ce? Nu vine să credeți? Sau, bă, de ce vă holbați așa mult la coșul meu ăla mare de pe frunte? Ce credeți, că eu sunt de vină că-mi iasă coș zila acum, chiar când trebuie să filmez și eu clip pentru voi? De asta nici măcar nu l-am deschis pe micuțul ăsta. Mai ales, uite că scrie aici și dacă scrie aici înseamnă că e adevărat, uite. Mouse ergonomic engineerat pentru e-sporturi. Adică sporturi din astea, jocuri pe internet. Cred că v-ar prinde foarte bine unul de ăsta la League of Legends sau la CSGO sau la Dota 2 sau la PUBG sau nu știu ce mai jucați voi pe acolo. Eu mă joc numai Hearthstone, că numai așa îmi permite timpul, că o să mor imediat. Facultatea măsii, cine dracu m-a pus să mă duc la management? Mamă, și cât am stat să mă rog să nu mai fac matematică vreodată și uite că tot aici am ajuns. Mâncați așa. Câștigătorul o să fie anunțat săptămâna viitoare, tot în ziua de, nu știu, ce zi astăzi? Azi e marți, nu? No, dacă e marți, atunci înseamnă că se anunță marța viitoare. Marța viitoare seara am să pun eu un clip frumos în care o să intru pe random.org, bag acolo toate comentariile alea posibile și o să fie selectat unul dintre voi. În orice caz, să nu vă dezamăgiți că clipul ăsta e scurt, pentru că unele cursuri de la facultate îți pur și simplu durere în cur, așa că mai bine îmi scriu scenarii la clipuri. Și acum am niște proiecte puse pe hârtie la propriu, care de-abia aștept să le pun în practică și sper să vă placă și vouă. Eu am să vă las două linkuri în descriere pentru ambele mouse-uri, în caz că vreți să le cumpărați. Mai degrabă pe ăsta-l-alt, pe care nu-l dau eu la giveaway, că vreau să-l păstrez, că ăsta-l-alt deja își dă duhul. Ce mai probabil o să-l dau lui Alex. Să nu-i ziceți, bine? Să nu-i ziceți. Ideea e că dacă intrați pe linkurile alea pe care vi le-am pus, dacă vă luați unul dintre astea două mouse-uri, vin la pachet cu mousepad-ul ăsta cu un design foarte simplu și mișto de la SteelSeries, care îi ediție limitată cică. Așa că nu știu. Nu știu dacă aveați în plan să investiți într-un mouse de gaming, eu vă sfătuiesc să vă luați unul dintre astea două, unul dintre, adică Rival 310-le sau Sensei-ul 310-le. Ca să vă faceți și voi o idee. Rival 310-le e mai bun pentru dreptaci, din câte văd eu, după cum se poate vedea de pe design, și ăsta Sensei-ul e pentru ambidextri. Eu lucrez cu stânga pe mouse, mai ales atunci când editez, pentru că stau într-o poziție foarte incomodă ca să-mi stric coloana și mai mult decât e stricată acum. De asta sper că ăla ce câștigă să fie dreptaci. Oh, Doamne, o sar din iad, așa-i? Nu știu ce pot să spun. Încercați-vă norocul. Nu se știe niciodată. Mai văzut comentarii când v-am arătat chestiile astea pe Facebook când le-am primit. Am mai văzut comentarii că, păi, am participat la o grămadă de giveaway-uri și n-am câștigat la niciunul. Păi și? Nu se știe niciodată. Uite, și eu, de exemplu, n-am câștigat la niciun giveaway de genul ăsta pe comentarii până în momentul în care, nu știu, intrasem la un moment dat când aveam canalul mai mic, nu mai știu, parcă cu 2 ani a fost ultima chestie pe care am câștigat-o la un giveaway. Intrasem pe un canal de ăsta mic, ce, nu știu, tipul se juca chestii de astea horror și am lăsat așa un comentariu random. Eu nu văzusem clipul tot, pentru că, nu știu, abia la finalul clipului anunțase că, uite, bă, frate, lași un comentariu și câștigi la giveaway. Și numai mă trezesc, frate, că îmi trimite ăsta o copie la Lucius. De acolo am obținut eu jocul Lucius, pe când îl jucam. Acum nu cred că ar mai avea relevanță să mă joc Lucius. Una bucată mouse, una bucată persoană, probabil mii de comentarii. Share-uiți clipul ăsta să vadă toată lumea, mai ales, nu știu. Știți ce ați putea face? Dacă aveți prieteni, ziceți-le să lase și ei un comentariu la clipul ăsta. Și
nu știu, eventual dacă câștigă unul dintre prietenii voștri, faceți cu schimbul, habar n-am. Vă descurcați. Eu când eram în generală și așa și nu-mi permiteam toate drăciile posibile legate de calculator și aveam, opa, era să le scap. Și când aveam un calculator de la nașpa, eu așa făceam. Mai împrumutam de pe la unul, pe la altul, cu un mouse, ceva, pentru că aveam mouse de la cu bilă, mai dă-l naibii de treabă. Opa, acum l-am ținut pe Rexy să nu cadă. Hai Rexy la tata. Opa așa. Nu uitați, dragii mei, să luați un Sfântul Graal și din nou vă urez mult succes. Pup și ne vedem la clipul următor, care probabil, nu știu, aș mai fi vrut să fac încă un clip astăzi, nu m-am mai izbit tema la matematică și da, mai aveam multe chestii de făcut pe astăzi, aș fi vrut să învăț și la italiană, degeaba, nu este timp destul. Încercați să mă înțelegeți și pe mine, nu știu, am să încerc să-mi centrez clipurile de acum încolo mai înspre weekend, nu știu, mai am săptămâni în care sunt liber joi și vineri, așa că o să fie destul de spicy. No, vă aștept la clipul următor și vă pup. Servus, toc.